Campionat, lucrurile nu vor deloc să funcționeze. Azi ce a mai fost? Dincolo de ghinion, că a fost ghinion acum pe final. Bună seara. Într-adevăr, chiar dacă nu am făcut o partidă foarte bună, meritam să câștigăm jocul, am fost și egalați în minutul 95, nu am luat să ținem de rezultat, chiar dacă eram în 10 oameni, dar și așa, eu știu, ne-am creat multe ocazii de a marca. Ocazii nefructificate? Din păcate, da, nu reușim să marcăm mai multe goluri din ocaziile pe care ni le creăm. Păcat. Și apoi adversarul își creează foarte puține ocazii și iată că ori marchează într-un penalti minutul 95 cu s-a întâmplat asta sau, eu știu, din acțiuni de joc. Practic, în ultimele 10 minute s-au întâmplat toate. Gol marcat, eliminare, da, gol primit. Da, a fost așa o nebunie pe finalul jocului. Din păcate avem și acel roșu, l-am pierdut pe Ejuma, am pierdut și la Talie în momentul când a ieșit el și un nou minus. Dar și așa am reușit să o ducem până în minutul 95, aproape, mai erau 30 de secunde și n-am putut să scoatem acea minge din care și am făcut acea penaltă. Așa nu era ce spuneați dumneavoastră la finalul meciului de la Constanța, că ați fost obișnuiți să jucați aici la un alt nivel, cu posesie, cu agresivitate și cine nu se supune iese și intră alții. Dacă, chiar și dacă ați fi câștigat cu 1-0, nu cred că era ceea ce spuneați atunci, nu? Nu eram, dar era important să reușim să câștigăm. Cred că în momentul ăsta asta era cel mai important lucru, să reușim să câștigăm cele 3 puncte pentru încrederea jucătorilor. Asta îmi doream, să nu facem un meci spectaculos, dar să avem o atitudine bună și să reușim să câștigăm jocul. În momentele astea, asta ne trebuie. Imediat după pauză. Poftim? E un blocaj din punctul de vedere? Păi, dar nu înțeleg de ce ar trebui să fie un blocaj, pentru că, cum ai spus și tu, da, în Europa am reușit, am făcut jocuri bune, ne-am calificat și în campionat nu reușim să câștigăm. Poate jucătorii s-au focusat mai mult pe Europa. Nu trebuie să focuseze mai mult pe Europa, trebuie să ne focusăm și pe campionat, pentru că iată că pierdem puncte, am pierdut foarte multe puncte și play-off-ul este departe de noi. Adică în Europa vă gândiți la locul 2? Ne mai gândim la locul 2, ne gândim să câștigăm în campionat, vom vedea ce vom face în Europa, nu mai trebuie să punem presiune pe jucătorii în Europa. Ne gândim la campionat, trebuie să câștigăm în campionat. În Europa ne-am îndeplinit obiectivul acela de a merge în grupă. Eu spuneam că jucătorii își doresc, de exemplu, locul 2 în grupa de Europa, iar dacă aici, în campionat, se luptă, se iază din zona retrogradării. Tocmai asta e problema noastră, că acum ne-am îndeplinit obiectivul în Europa, trebuie să câștigăm în campionat. Dar știți că și în Europa există și acolo miză și ca știu imagine și ca bani, 500.000 victoria. Dar nu, este clar că nu ne ducem la meciuri să luăm câte 5-6 goluri, să nu punem probleme adversare. Nu. Și acolo vom da totul. Cei care vor juca, vor intra pe teren, trebuie să dea totul. Dar pentru noi, în acest moment, este primordial campionat. Vă reproșați, sau poate, nu știu, regretați, luați-o cum vreți, că ați folosit această echipă înaintea meciului de joi? Adică nu poate duce fotbalistul român sau un ring din ăsta? Poate, așa gândesc eu, îmi doresc ca echipa mea să ajungă să joace dacă... Am reușit să jucăm la 3 zile, la 4 zile. Este important ca jucătorii să înțeleagă că trebuie să reușească să joace la 3-4 zile. Am fost și eu fotbalist și am jucat la 3-4 zile. Jucam. Da. Adică joi veți juca, să spunem, cu același nucleu și duminică la fel. Joi, aștept să văd și eu ce se întâmplă, ce jucători avem valezi după acest joc. Pentru meciul de la campionat. Da. Ați scos imediat după pauză două piese foarte importante din echipă. A fost vorba de menajare sau nu ați fost mulțumit de prestația lor? Mă refer la David Popescu și la Coman. Poate la Coman s-a văzut o oboseală după meciul din Anglia, dar am dorit altceva îmi doresc altceva de la ei și vreau mai mult de la ei. Asta este clar. Și de la toți, nu doar de la ei. David Popescu e departe de jucătorul din sezonul trecut și e paradoxal că pe măsură ce trece timpul, capeți experiență, încredere, maturitate, la el parcă e în sens invers. Da, este un jucător tânăr, un jucător de perspectivă, are și căderi, dar important este ca el să muncească în fiecare zi mai mult și să... Eu știu, atunci când intră pe teren, să dea totul pentru echipă. Ați înțeles ceva din gestul lui Ejuma? Un jucător cu atâta experiență? La ce te referi? La acel fault? La acel fault. A fost un fault de joc. Poate că l-a dat și prea ușor acel galben. Mă gândesc că, de exemplu, există anumiți jucători cu foarte multă experiență la echipă, care în anumite momente greșesc. Cam care sunt cu foarte multă experiență? Mă gândesc și la Daua, de exemplu. În afară de Tam și de Radunovic, care sunt cu foarte multă experiență? Gestul lui... Și Olaru are experiență, chiar dacă e un jucător tânăr. Are 24 de ani, păi, are 30 de ani. Când vorbim de foarte mare experiență, vorbim de jucători de la 28 de ani, 30 de ani în sus. Noi avem doi jucători peste 30 Unii de ani. Unii pe la PSG la 23 au 200 de meciuri deja. Vorbim. Da. Gestul lui Tam, cum vi s-a părut? Da, care golul gest? Anulat celor care de la golul. Mă refer la faza pe care a făcut-o, că a dat acea pasă.
minutul 15, la începutul meciului, la golul anulat celor de la Voluntari. Un jucător cu foarte multă experiență, pe care v-ați bazat aproape meci de meci. Da, și acum ce vezi, au greșit? Ce pot să le fac acum? Sunt anumiți jucători care tot gafează. Alții își așteaptă rândul, de exemplu. Au jucat, au fost și alții care au jucat. Când îi schimb, nu-i bine că îi schimb. Când îi merg cu o echipă, nu e bine că merg cu o echipă. Cum e bine? Spune-mi și mie, că nu știu. Când i-am schimbat, de ce i-am schimbat? Când i-am jucat cu cei care am jucat și în Europa, de ce joc cu ei? Cum? Aducem pe aia de la Liga 3 pe copiii ăia, înseamnă atunci, nu? Vine Omrani acum și vreau să vă întreb cât de puternică va fi FCSB, da? Sau dacă va fi mai puternică avându-l pe Omrani, când va fi el apt, când înțeleg că fizic e departe ușor de ceea ce se cere. Să vedem cât timp îi va trebui ca să intre cu echipa. Voi avea o discuție cu el, să vedem ce a făcut în ultima perioadă și vom vedea. Cu siguranță este un jucător de valoare, arătatul la CFR Cluj. Acum sper și aici să aibă evoluții la fel de bune sau chiar mai bune. A fost o surpriză venirea lui la FCSB pentru dumneavoastră? Că știam asta. Sau vi-l doreați? Știam că va veni, în urmă cu câteva zile. Știam că sunt discuții avansate. A câta variante era Omrani de pe listă? Că bănuiesc că ați avut o listă cu atacanți. El a fost la început, a fost între primii atacanți pe care au vrut să-i aducă cei de la Steaua. Până să vin eu. Spuneți-i de Anderlecht, dacă sunteți optimist în privința acestui meci, dacă ați avut pe cineva la ultimul lor meci ca să se uite, să-i urmărească. Nu, am avut pe nimeni, nu. E optimist trebuie să fiu, eu sunt de obicei, sunt pozitiv. Și ei nu trec printr-o perioadă bună în campionat. Vestea bună. Da. Nici noi nu trecem. Sperăm ca joi, eu știu, să fim într-o formă bună și să reușim un rezultat pozitiv. Păi în Europa ați tot fost. Am tot fost, da. Noi vrem și în campionat să fim. Mulțumim. Păcere.